Voi începe printr-o scurtă descriere a contextului procedural acestei evaluări. La 8 iulie 2022, Comisia va transmite o solicitare de prezentare a declarației de 5 ani de avere și interese personale. La 15 iulie, dumneavoastră ați prezentat acea declarație de 5 ani. De asemenea, Comisia a rugat candidații să completeze și să prezinte în mod voluntar un chestionar de etică. Dumneavoastră ați făcut acest lucru la 5 iulie, anul curent. Comisia v-a transmis 4 runde de întrebări, la 15 august, 15 noiembrie, 29 noiembrie și 5 decembrie, respectiv. În total, v-au fost adresate 25 de întrebări, inclusiv 50 de subîntrebări, iar 19 dintre întrebări includeau o solicitare de documentație. Conform articolului 3, alineatul 4 din regulamentul de evaluare al Comisiei, candidatul nu poate prezenta informații, documente sau alte materiale pe parcursul audierii dacă Comisia le-a solicitat anterior și candidatul nu le-a prezentat în limita de timp specificată, decât dacă, desigur, candidatul vine cu o justificare suficientă pentru faptul că nu a prezentat. Acum, membrii Comisiei vor începe să vă adreseze întrebări. Doamna Nona Țoțoria va fi prima care va adresa întrebări. Noi vom încerca să avem întrebări scurte și la subiect și vă rugăm și dumneavoastră să dați răspunsuri scurte și la subiect. Mai mult decât atât, la finalul audierii vom avea o parte de sesiune cu uși închise pentru a discuta un subiect cu dumneavoastră, unde aspectul de protecție a datelor este foarte important și trebuie să avem o sesiune cu uși închise. Doamna Țoțoria, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Bună ziua, domnule judecător Chirtoacă. Primul meu subiect se referă la dreptul de proprietate efectivă asupra automobilului Mercedes-Benz E220. La 7 octombrie 2020 ați încheiat un contract de asigurare obligatorie pentru o perioadă de asigurare de vreo 3 luni pentru un Mercedes model E220. Prietena dumneavoastră, care ulterior a devenit soția dumneavoastră, a avea un contract de asigurare obligatorie pentru același autoturism pentru o perioadă de aproximativ un an. Nu ați declarat acest automobil în declarația dumneavoastră la anii pentru 2021. În declarația pentru 5 ani, ați declarat că fratele dumneavoastră a cumpărat acest automobil în Moldova în 2021 la prețul declarat de 350.000 de lei, adică în jur de 17.000 de euro. Ați prezentat contractul de cumpărare aferent procurării mașinii. Ați spus comisiei că fratele dumneavoastră a plătit în numerar pentru acest automobil. Ați menționat că la momentul achiziționării automobilului, fratele dumneavoastră nu avea permis de conducere eliberat de autoritățile din Moldova, de aceea v-a rugat pe dumneavoastră să încheiați contractul de asigurare pentru automobil. Mai târziu, fratele v-a rugat să încheiați un alt contract de asigurare în numele soției dumneavoastră. Ați declarat că nici dumneavoastră, nici soția dumneavoastră nu folosiți această mașină și că este parcată într-o parcare. De asemenea, ați menționat că dumneavoastră nu puteți conduce un automobil. Pe numele soției dumneavoastră au fost anterior matriculate 3 automobile. Valoarea de piață a unui automobil de așa model e în jur de 25-30 de mii de euro. În perioada anilor 2016-2022, venitul total al fratelor dumneavoastră a ajuns la aproximativ 55 de mii de euro. Venitul total al soției fratelui dumneavoastră pentru perioada anilor 2016-2021 a fost de aproximativ 40 de mii de euro. De asemenea, ați spus că părinții dumneavoastră au donat 5.000 de euro fratelui dumneavoastră, astfel încât acesta să-și poată cumpăra automobil. Voi începe prin a vă adresa câteva întrebări pentru a stabili faptele. Sperăm că la asta se poate răspuns printr-un răspuns da sau nu, după care vă voi adresa întrebări care vor ne solicita mai multe detalii și explicații de la dumneavoastră. În octombrie 2020, dumneavoastră ați încheiat un contract de asigurare obligatorie pentru perioada de asigurare 15 iulie 2021 până 6 octombrie 2021.
Pentru un Mercedes E220D, soția dumneavoastră a avut un contract de asigurare obligatoriu pentru același automobil pentru perioada 16 octombrie 2021 până în 15 octombrie 2022. Și numele dumneavoastră și al soției apar ca proprietari efective acestei, beneficiare acestei asigurări, corect? Bună ziua, eu am să încerc să răspund cât mai. Mulțumesc în primul rând întrebare. Era o întrebare pe care eu în primul rând mă anticipam. Deci vreau să precizez următoarele lucruri. 1. Eu nu am încheiat niciun contract de asigurare pe mașină la 7 octombrie 2020. Deci datele care sunt indicate de 7 octombrie 2020 sunt, nu corespund adevărul. Eu am încheiat, deci dacă nu mă greșesc, 15 iulie 2021, fratele meu a procurat conform contractul, dacă mă greșesc, la data de 14 iulie 2021. Mașina. Și doar am prelungit acea asigurare. După cum am menționat și la depunerea declarației, în punct 17, mă refer la data de 19 iulie, curent, deci eu am spus că poate apară față de comisii careva întrebări referitor la acest autoturism. Deci am din start, pentru că acolo noi Comisia ne invita să spunem cei ce ar putea să intereseze alte informații. Într-adevăr, în luna iunie 2021, fratele meu cu soția au venit peste hotarele Republicii Moldova. Ei s-au aflat în Republica Moldova, soția, pot să mă greșesc la 2-3 zile, deci iunie, începutul lunii septembrie 2021, fratele a stat în țară din iunie până în octombrie 2021. În această perioadă am mai plecat o dată sau două ori. Dar scopul lor și această perioadă lungă de timp care au fost în țară, deci au fost pentru să stabilească în țară. Fiul lor, băiatul, urma să meargă la școală. Ținând cont de faptul că deci, ca să fie clar, pentru, în primul rând mă refer pentru toți și pentru persoanele prezente în sală și pentru societate și pentru membrii comisiei. Autoturism a fost procurat, eu am spus la început, de la un cunoscut, deci ei sunt cu mătrii. Persoana care a avut autoturismul respectiv, deci avea nevoie urgentă de bani. Deci în familia sa, deci era o problemă, care necesita bani urgent. Lucru, eu am spus în declarație pe 5 ani de zile, că persoana respectivă poate fi contactată. Proprietarul care a fost până în iulie 2021 autoturismului. Fiind prieten cu fratele meu, s-au dus la o companie de care vinde mașini, pentru că este o foarte mare diferență dintre companiile care vând mașini pe piață și prețul, deci prețul care îl afișează companiile care vând și prețul real care se vinde și se cumpără acest autoturism. Având, ca am spus mai sus, având intenția de a stabili în țară, fiind o familie tânără, deci până în 40 de ani, având resurse financiare, prețul propus de către acea companie, prietenul fratelui meu, deci era unul aproximativ cel care a fost realizat vânzarea-cumpărare. 350.000, 360.000. Singurul lucru care am insistat eu la fratele meu am fost să indici suma reală a vânzării-cumpărării. Eu nu am participat la nicio vânzare-cumpărare acestui autoturism. În momentul când a fost realizată vânzarea-cumpărare, ulterior, deci eu am spus că fratele meu, într-adevăr, din 2008 este plecat peste hotarele Republicii Moldova. A făcut studii ulterior în 2014, deci este angajat oficial în câmpul muncii. Soția lui a plecat în 2014. Domnule judecător Chirtocă, eu am destule întrebări să vă adresez și dumneavoastră o să aveți posibilitate să răspundeți, pentru că am un set întreg de aspecte. Dacă îmi permiteți să continui. Și sunt sigură că eu am să acopăr unele din subiectele despre care vorbiți dumneavoastră acum, dacă îmi permiteți să merg mai departe. Îmi cer scuze, doar vreau să precizez un moment. Deci nu am încheiat nici un contract de asigurare în octombrie 2020, doar în iulie 2021, de prelungirea perioadei de 3 luni rămas. Eu asta vreau să exclud, acest moment. Pentru că nu știu de unde este această informație, pentru că nu corespunde adevărului, pentru că chiar nu am încheiat în 2020 niciun contract de asigurare. Deci a fost perioada de prelungire care rămăsese ultimele 3 luni. Ok. Yes. This is what I wanted to confirm. Deci asta voiam să confirm, pentru că avem un document care spune
data asta și să confirm, adică dumneavoastră confirmați că asta de fapt era data când că proprietarul anterior avea contractul și dumneavoastră ați preluat doar partea rămasă. Exact. Asta am vrut să confirmați. Exact. So your deci declarația dumneavoastră este că acest contract nu a fost încheiat în 2020. Asta am vrut să confirmăm cu dumneavoastră, pentru că acest document indica acea dată. Haideți să mergem mai departe, dar este o nouă poliță de asigurare pentru acest automobil care să acopere perioada după 15 octombrie 2022? Dacă da, în numele cui? Deci, după data 15 octombrie 2022, nu este nicio, nu a fost prelungită polița, din motivul că fratele urmează să vină la sărbători de iarnă, acasă. Mm-hmm. Okay. Bine. Okay. Următoarea întrebare. Dumneavoastră nu ați declarat acest automobil în declarația către ani în 2021. Ați spus comisiei și citesc că nu ați avut motiv să declarați, deoarece mașina nu vă aparține nici dumneavoastră, nici soției dumneavoastră. Este corect? Exact. Ok. Cred că dumneavoastră ați vorbit deja despre acest aspect, dar totuși vreau să citesc. Ați informat comisia că fratele dumneavoastră v-a rugat să încheiați aceste contracte, deoarece el nu deținea permis de conducere eliberat în Moldova. De asemenea, ați spus că fratele dumneavoastră și familia lui s-au întors din străinătate în Republica Moldova și intenționau să se stabilească cu trafie în Republica Moldova, fie în Rusia, însă din cauza imposibilității de a obține un loc de muncă decent și al războiului în desfășurare, ei au decis să nu iau o decizie definitivă de a se întoarce acasă. Corect? Exact. Vă rugăm să confirmați că prețul declarat de achiziție al acestui automobil în 2021 era de 350.000 de lei, ceea ce e aproximativ 17.000 de euro, și că fratele dumneavoastră a plătit această sumă în numerar. În declarațiile fratelui meu, deci el a achitat aproximativ 17.000 de euro pe mașină, eu nu am asistat la tranzacții, și ce am spus din declarații dumnealui, la fel, telefonic, el, în momentul respectiv, m-a sunat și m-a întrebat să indice suma totală care o achită sau nu. La care eu am spus în felul următor, că pentru siguranța juridică a raportului care urmează să încheie, ar fi corect să indice suma exactă pe care o achită. Atât. Bine, fratele dumneavoastră a transferat acești bani în Moldova sau a adus banii cu sine? Dacă da, când? Dumneavoastră, dacă o să analizăm evenimentele, eu am spus că în luna iunie eu venit în țară. Și dacă observați, eu venit împreună. Dacă s-au verificat, asta se poate verifica la poliția de frontieră, deci eu venit împreună în țară. Copilul, soția și fratele. Deci eu au venit aproximativ cu o anumită sumă de bani. Din spusele dumnealui, mi-a spus 13-14.000 de euro. Pentru că soția lui lucrează în Italia. Iar el din Moscova a plecat în Italia și ulterior a venit în iunie acasă. Suplimentar, când au procurat apartament, când au procurat mașina, eu am spus destul de clar că ei nu aveau toată suma de bani. Ținând cont de situația care era prietenul acesta lui, încă 5.000 de euro, dumneavoastră să vă duceți. Adică se poate verifica acest lucru, a fost extras de tata de la bancă. Când între timp, la anumit când mă greșesc la începutul lunii iulie 2020, nu au venit și părinții din Italia, că nu au venit odată. Eu am spus anterior, părinții mei, mama din 2007, tata din 2009, sunt în Italia. Ce aspectul ăsta? So, deci dumneavoastră ați declarat acum că fratele dumneavoastră probabil a ajuns în jur 13-14 mii de euro, da, în numerar. Da.
Okay, so do you know? Bine, știți dacă el i-a declarat suma asta, pentru că dacă nu mă înșel eu, există obligația, conform legislației moldovenești, de a declara o sumă care depășește 10.000 de dolari sau euro? Ce am spus? Mai reiterez încă o dată și accentuez acest aspect. Conform legislației Republicii Moldova, o persoană fizică poate introduce în țară fără a declara până la 10.000 de euro. Când au intrat în țară, a intrat el și soția, două persoane fizice. Okay. Okay. Ulterior și părinții au mai venit, pentru că eu am spus și anterior și la alte întrebări, de regulă părinții, marea majoritate a banilor, eu transmis prin transfer bancar, dar de regulă întotdeauna, când cu 4, când cu 5, când cu 7 împreună, mii de euro au venit împreună în psihotare. Exact același lucru și în luna iulie, când părinții au venit acasă, dacă nu mă greșesc, au venit cu vreo 7-8 mii. Asta vă spun din declarațiile lor, pentru că mama cu tata împreună au venit. Și la autoturism nu ajunge bani, pentru că au mai fost careva cheltuieli de rutină acasă. Vă dați seama, 3 luni, aproape 4 luni zile stai în Republica Moldova, toți sunt cheltuieli. Și lor nu le ajungeau și pe tata s-a dus la bancă și a mai luat, dacă nu greșesc, dar asta se poate verifica conform contului. Tata, pentru că este ceva care se poate verifica, 5.000 de euro echivalentul. Mulțumesc! Vă mulțumim. Vă rog să confirmați că ați informat comisia că sursele mijloacelor financiare pentru a cumpăra acest automobil erau venitul fratelui dumneavoastră în perioada de 6 ani, din 2016 până în iunie 2022, în valoare de în jur de 55.000 de euro, venitul soției pentru perioada 2016-2021, în suma de aproximativ 40.000 de euro și 5.000 de euro donația părinților dumneavoastră. Adevărat? Adevărat. Ce am spus? Okay. Asta am spus doar o precizare, vă rog. Eu am spus donația părinților în legătură cu mașina, când am procurat-o. De exemplu, în 2016, dacă mă greșesc, a fost cu mătria băietului, botezat. Este. Deci, părinții tot le-au dat, dacă nu mă greșesc, 3.000 de euro. Deci vreau ca să fac aceste precizări și să se înțeleagă corect. Eu am spus de donații în legătură când a fost procurată mașina și sursele bănești de procurarea autoturismului respectiv. Yes. Dar după cum se cunoaște, este o realitate pentru Republica Moldova, soția, fratele meu, deci nu toate. Este chestiune, mai faci și ori suplimentare. Eu doar am prezentat acel certificat pe care i-au plătit impozite. Dar vreau ca să înțeleagă comisia și vreau ca să înțeleagă și cetățenii și persoanele care, pentru mine este foarte important această audiere. Și pentru cetățenii Republicii Moldova. Pentru că sunt peste 1 milion de oameni plecați în țară, din țară. Deci, cetățenii Republicii Moldova mai lucrează și în afara orilor, care ele nu se contabilizează. Deci, exact acel de eu am prezentat și contractele de muncă lor, deci la sursele legale care ei le-au primit. Dar, de exemplu, soția lui în Italia, da? Eu acolo am arătat și un contract de împrumut. El, suplimentar, mai lucrează și la ore asta, eu cred că toate mamele noastre care s-au scos tare, chestiunea asta poate o confirme. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Deci venitul fratelui dumneavoastră pentru anul 2022 este relevant pentru achiziționarea mașinii care a fost cumpărată în 2021. Sunteți de acord? În analiza veniturilor legale declarate, pentru că au fost sume transferate prin cont bancar, nu doar au venit bani, cum, deci, până la 10.000, dar au fost sume transferate de peste 40.000 de euro. Deci confirm că bunurile pe care le țin familia mea, la întrebarea dumneavoastră concret, fratele meu, provin din proveniența surselor financiare obținute împreună de familia sa. Eu mă refer soție și el, în mijlocit. Mulțumesc. Deja ați oferit informații, dar dacă doriți să adăugați ceva referitor la diferența dintre prețul de achiziție declarat al automobilului în 2021 și valoarea de piață a unor automobile similare, care e în jur de 25-30 de mii de euro. Vă rog, dacă doriți să comentați. Sigur. Ce am întrebat, fratele meu? Ba, frate, zic, uite, iată, a apărut întrebarea respectivă. El nu sunt felul următor. Unul este, deja eu nu mă pricep la vânz. Cine mă cunoaște pe mine, cunoaște că eu nu sunt, nu-mi plac mașini în general. Și l-am întrebat,
Cele meu sunt felul următor. Deci este unul prețul de piață care este afișat la companiile acestea, care de regulă este cu 3-4 mii de euro mai mare decât prețul care se realizează vânzarea, pentru că ei și-au un comision companiile acestea de vânzare. El a cumpărat direct la persoană fizică, pentru că eu v-am spus anterior, ei se cunosc foarte, nu pot spune foarte mult, dar de mulți ani ei se cunosc. Doi, este vorba, la același model de mașină, este o diferență foarte mare din completația mașinii. 3. Mașina și până în prezent, din spus lui, are probleme cu cutii, cu electronica. Deci acest moment, el, când, pentru că eu l-am întrebat, uitați, frate, uite, mie mi-a venit întrebarea respectivă, asta a fost explicația lui referitor la prețul care a fost procurat. Vă spuneam, ei sunt și în persoanele, deci atât frate cât și persoanele care au procurat, deci nu sunt străini, deci ei se cunosc. Ok. Thank you. Vă mulțumesc. Ați spus comisiei că nici dumneavoastră și nici soția dumneavoastră nu folosiți acest automobil și că el este staționat într-o parcare, corect? Da, este adevărat. În trecut, soția dumneavoastră a fost proprietară a 3 automobile, adică soția dumneavoastră poate conduce, adevărat? Nu am negat niciodată acest lucru. Ok, thank you. Bine, vă mulțumesc. De ce a fost necesar să obțină o porție de asigurare pentru o perioadă totală de 15 luni dacă nu a existat intenția de a folosi această mașină? Explic. Deci, în primul rând, 15 luni, dar pe un an de zile. Deci, eu am spus anterior, pentru că lucrurile eu încerc să le explic, ele țin de faptul că frate urma să mențin în țară, să rămână în țară, cu soția lui, să stabilizeze. Și soția lui anterior a lucrat la Academia de Știință. Academia de Știință tot este un fapt cunoscut pentru și notoriu pentru Republica Moldova, că în 2021 a avut loc reformatare, deci structura și funcția ei a fost redusă pentru că era în concediu de întreținere a copilului. Fratele meu este un specialist la nivel internațional în educație fizică și sport, doctorat, dețin. Iar Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, pentru gradul lui și pentru... Deci nu avea o funcție, era, îi propuneau funcții de lector sau asistent. El nu a reușit, din acest considerent că nu a reușit să găsească anumite lucruri. Deci un serviciu care i-ar oferi o stabilitate, deci ei au decis să amână acest moment. Însă, necesitatea ca ulterior, deci ca să fie cu documentele în ordine mașina, deci el, v-am spus că el nu cunoștea eu exact, dacă or să întoarcă planul nou sau să revin înapoi. Și la momentul respectiv, el încă tot nu își reperfectase la expirarea termenului. Deci, permisul nu-l avea, chiar lui rusesc, nu-l în confort republic și moldov, deci nu fusese încă recunoscut. Și pentru că mașina să rămână, deci... Scuzați, domnul Chirtoac, puteți să vorbiți mai tare, e foarte greu să urmărim. Da. Mulțumim frumos. Da, o să vorbesc mai tare. Deci, ca să deci el s-a dus și a înregistrat mai departe, a făcut acest document pentru ca mașina să rămână fără documente. Că eventual, nu știu, la o necesitate strigentă pentru familie, de exemplu. Dar deși nu a fost pe mine, pentru că eu eram la serviciu și pur și simplu, eu atunci nu era soție, eram doar în relații prietenii și evident că cunoșteam. Și doar a rugat în momentul ăsta. Dar cu mașina efectiv, nici eu nu am mers, pentru că eu nici nu am îndemnare din 2008 când au obținut permisul de conducere. Eu n-am mai mers niciodată și evident, trecând 14 ani, am pierdut îndemnarea de a merge. Lucrul acesta poate fi foarte ușor. Niciodată la serviciu, cum așa, nici o amendă contravențională. Niciodată plecat psihotare, cu atât mai mult, ca să fie clar pentru toți. De anul trecut, din luna iulie, până în prezent, sunt peste 120 de chemări de taxi a prietenii actuale soției. Și întrebarea mea o pun pentru cetățeni. Dacă ai mașină și te folosești de mașină, este nevoie ca timp de un an de zile să chemi de 120 de ori taxiul? Adică când ai nevoie să pleci undeva, să pleci cu taxiul. Aici sunt de la iTaxi, este o firmă de taxi, deci este numărul ei, data, ora când a fost chemat taxiul. Se poate foarte ușor de văzut și de când trăim împreună, de la adresă, absolut tot.
Bine, o clarificare. Când am menționat 15 luni, am calculat perioada de asigurare de 3 luni pe numele dumneavoastră plus un an. De asta am spus 15 luni. Contestați asta? Da, deci dumneavoastră a spus 15 luni referitor la actuala soție, deși și-am făcut prisarea că 12 luni. Da, deci no, 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 cumulativ 15 luni. Cumulativ, da. În total. Da, exact. Good. Exact. Ok. Următoarea întrebare. Vă rugăm să explicați de ce fratele dumneavoastră ar fi cumpărat o mașină scumpă în Moldova, pe când el și familia lui încă nu luaseră o decizie finală cu privire la întoarcerea în Moldova și apoi a lăsat această mașină parcată și nefolosită într-o parcare unde a fost lăsată să stea să deprecieze. Mulțumesc întrebare, explic și acest lucru. Deci eu v-am spus că eu venit când am venit în iunie. Deci eu am venit cu scopul de a stabili în țară. Ca într-o confirmare a celei susținute de mine este faptul că, dacă să uitați, copilul este 2014, anul 2021, sunt prins 7 ani zile. În Republica Moldova copiii merg la școală în clasa 1 la 7 ani, regula de bază. Deci la data când mașina a fost procurată, ei erau decis să rămână în țară. Ulterior, deci pe parcursul lunii iulie, august, neidentificând un loc de muncă care le-ar fi asigurat un trai decent în Republica Moldova. 1. 2. Eu inițial am spus, pentru că eu chestiunea asta i-am întrebat asta, eu vă spun ce mi-a comunicat și eu în zadar am spus că membrii familiei mele sunt dispuși să fie audiați, inclusiv și public. Nu am ce să ascund. Absolut nimic. Inclusiv fratele, soția fratele, părinții, eu am spus, am adresat acest lucru față de comisie. Eu inițial am spus că ei nu erau decis. Ori rămân în Republica Moldova, ori se duc în Federația Rusă. Ulterior, situația respectivă, este un clar și un fapt recunoscut ulterior, deci în Republica Moldova n-au găsit loc de muncă. Au decis că în iarnă, sărbătorul de iarnă, se întâlnesc pentru a întâlni din nou în sărbătorul de iarnă 2021, în Italia. Și imediat este un fapt cunoscut deja pentru toți că s-a început situația care s-a început în Federația Rusă și evident că nu s-au dus nici în Federația Rusă. Prietul, reiterez încă o dată, mașina a fost procurată de la un prieten, acela avea nevoie urgentă de bani. Acest circunstanță a determinat procurarea mașinii. Ulterior, dat fiind fapt că sunt angajați în câmpul și nu s-au stabilit în țară, pentru că ulterior încă o dată repet, ei își găsau de lucru în țară, pentru că, vă spun încă o dată, ambii sunt persoane care anterior au activat soția fratelui la Academie, deci, dar salariile la care, la funcțiile care, pentru că au fost reorganizate, să întreții o familie cu copil mic, nu era suficient, că să ai venituri, care să asiguri ține costul traiului lunar. Dar intenția lor a fost, și până astăzi, pentru că într-un final sunt persoane care au studii superioare, post-superioare, lucrează lucruri care îl fac ca să întrețină asta, nu cred că își dorește cineva. Mulțumesc. Ok. Vreau să vă întreb dacă doriți să mai adăugați ceva la acest subiect. Să fac un comentariu. Eu, pe mine, ținând cont de faptul, și nu decât de funcția de judecător, dar până la funcția de judecător, dumneavoastră ați văzut fiul meu, am 4 maserate, 2 studii superioare. Pe mine nimeni niciodată nu m-a văzut la volan conducând. Vreau acest lucru să-l precizez. 2. L-am ajutat fratele meu pentru că nici el m-a sunat pur și simplu și mi-a spus, uite, trebuie cineva care are permis de conducere în Republica Moldova. Procurarea și dreptul de a procura un automobil la un preț pe care cumpărătorul l-a considerat benefic pentru el. Nu ține de obligația de, în caz de față unui bun mobil, o mașină, nu ține de obligația de a avea permis de conducere eliberat de autorități. Iar înscrierea mea în prelungirea poliției de asigurare a mașinii și ulterior a prietenii mele, nu ne-a dat dreptul să ne folosim de dânsă.
Eu nu neg faptul că la riscul, la apariția riscului, ne-am fi putut folosi, dar realmente nu am avut necesitate de a ne folosi de acest automobil și eu din start am spus că nu mă folosesc dâns pentru că nu mi-aparține nimic. Și ca dovadă sunt, vă spun, peste 100 de chemări la taxi, ele se văd cu anumite periodicitate, se văd și adresele unde. Atât am avut să completez, dacă nu sunt careva alte întrebări. Întrebarea aceea. Vă rog, clarificați, unde e automobilul la ziua de azi? Unde stă? Tot stă acolo la parcare sau care situația? Deci automobilul la ziua de azi, deci l-a lăsat la un prieten de-a său, care are parcare. Unde, în Chișinău? În Chișinău, da. Stă la un prieten unde? În curte? Unde stă? În Chișinău, în parcare. În fața căsii, are parcare. A, în fața căsii? Da, are parcare, exact. Ok, thank you. And... Bun, vă mulțumim și o să trecem la alt subiect, care este legat de apartament la preț preferențial. Deci la 21 iunie 2017 ați depus o cerere într-un program de îmbunătățire a condițiilor de trai pentru a beneficia de un apartament și ați furnizat comisiei o copie a cererii dumneavoastră. Prin decizia grupului de lucru numărul 18 din 30 iunie 2021, cererea dumneavoastră a fost aprobată. La 21 martie 2022, ați încheiat un contract pentru achiziția unui apartament de 68,4 metri pătrați în Chișinău, la prețul de 28.728 de euro. Din 2010 și la momentul cererii dumneavoastră, erați proprietarul unui apartament de 38,4 metri pătrați situat în Chișinău. Ați informat comisia că apartamentul în care locuiți a fost cumpărat de părinții dumneavoastră și nu ați beneficiat niciodată de locuințe la preț preferențial. Ați mai declarat că comisia specială a evaluat criteriile noastre de ilegibilitate și a luat decizia pe baza unor date corecte. Ați vândut apartamentul de 38 de metri pătrați pe 29 iulie 2021 la prețul declarat de 450.000 de lei moldovenești, ceea ce e aproximativ 21.000 de euro. În declarația anii pentru 2021 ați declarat o plată de 322.000 de lei moldovenești, aproximativ 16.000 de euro, pentru apartamentul obținut la preț preferențial printr-un contract de investiții cu SRL Bascon Lux. Și aici vă voi adresa câteva întrebări pentru a stabili faptele și veți avea oportunitatea să ne dați mai multe detalii ca explicații. Deci, prima întrebare. Este adevărat că în 2022 ați semnat un contract de achiziție al unui apartament de 68,4 metri pătrați situat în Chișinău la prețul de achiziție 28.000 aproximativ printr-un program la preț preferențial pentru îmbunătățirea condițiilor noastre de trai. Da. Este corect. La moment, deci care este stadiul construcției acestui apartament? Deci nu sunt specialist în construcții, dar din încercați discut cu persoanele care îi cunosc, inclusiv cu reprezentanță, aproximativ 90% stadiul construcției este. Dar cu siguranță, adică confirm cu exactitate că nu este dat în exploatare. Pentru contractul de vânzare-cumpărare a fost, fac precizarea, a unui bun imobil viitor. El este și declarat și în contract este. Pentru că în august 2021, a fost încheiat un precontract între mine și compania Bascon Lux, care ulterior s-a transformat în martie 2022 în contract de vânzare cu cumpărare a bunului imobil. Aceste precizări. Ok, la momentul depunerii cererii în 2017, erați proprietarul unui apartament de 38,4 metri pătrați situat în Chișinău, unde locuiesc din 2010 și pe care l-ați vândut în iulie 2021. Aceasta e adevărat? Absolut adevărat. Ați subliniat de mai multe ori că acest apartament a fost achiziționat de părinții dumneavoastră. Acest fapt v-a afectat cumva drepturile de proprietar?
Deci susțin poziția, și asta este dovedit și prin documente, faptul că procurarea apartamentului în 2010, când finisam universitate, deci ciclul 1, o să vedeți, de fapt sunt extras din conturi bancari, care au fost banii transmiși și m-a fost cumpărat acest apartament. Părinții mei au dat voie să trăiesc în prânsul, dar vă spun încă o dată, deci, sursa venitului a fost banii părinților. Când vine eu, de exemplu, la sărbători acasă, sau când, de exemplu, vine fratele, o să vedeți, conform probabil comisia are această informație, dacă nu o precizez, fratele, de exemplu, în 2012-2014 a făcut studii de masterat în Republica Moldova, la fără evidență. Și, de exemplu, când era sesiunea, da? Cu iarău, dacă mă creșesc, 3 sesiuni pe an, asta la Academia de Administrare Republică, lângă președintele Republicii Moldova, dacă mă creșesc, 3 sesiuni pe an. Era vorba de toamnă, iarnă, primăvară, vară. Și să vedeți că el vine și toți folosă de... Și cum eu mă folosesc de apartament, exact același lucru. Dar juridic confirm, l-am procurat eu în 2010, pentru că părinții erau, încă nu aveau documentele în ordine să vină acasă, le cumpere. Să poată veni din Italia acasă. Dar formal era apartamentul dumneavoastră. Era în proprietatea dumneavoastră. Juridic, da. Dar eu am spus sursa financiară, adică sumă de bănești. Și de el, adică dumneavoastră înțelegeți, de apartamentul respectiv, adică întreaga familie, s-a folosit când a fost nevoie. De exemplu, vineau părinții. Părinții tot stăteau unii. Fratele, de exemplu, când învăța tot, adică n-am avut niciun. Era perceput ca o bună familie. Pentru că și este bună familie. A fost pe început, sunt un bun. Mulțumesc. Ok. Mulțumesc. Dumneavoastră ați vândut apartamentul pe 29 iulie 2021, la scurt timp după ce grupul de lucru care se ocupa de cerere a decis să vă atribuie un apartament. Este corect? Absolut de acord. Ați mai declarat că ați vândut urgent acest apartament la un preț redus pentru a plăti pentru apartamentul la preț preferențial. Corect? Redus, în sensul că 2.000 de euro, 1.000 jumate, adică la acest aspect. Dar eu v-am spus, eu am dat acolo explicația, când dacă nu am greșit la runda 3 de întrebări, eu am spus în felul următor. Eu aveam nevoie urgentă de bani. Pentru ca să procur apartament la preț preferențial, față de care am scris o cerere de îmbunătățirea condițiilor de trai în 2017. Și dacă se vede după tranzacții că nu au avut loc, adică se vede foarte bine cronologic evenimentele cum au avut loc. A fost vândut apartamentul și la 2-3 zile, dacă nu mă greșesc, a fost încheiat precontractul cel care vă spuneam eu, prin care a fost achitat 322.000 de lei. Ok, întrebat de către comisie despre eligibilitatea dumneavoastră pentru programul de atribuire de apartament la preț preferențial, ați declarat că la momentul depunerii nu dețineți spațiu de locuit achiziționat de dumneavoastră, că criteriile de eligibilitate au fost determinate exclusiv de grupul de lucru și că decizia a fost luată la discreția lor. Este corect? Exact. Dacă se poate să fac o precizare. Permiteți? Yes. Da, sigur. Deci eu am cererea copia în original pe care am depus-o la CSM în 2017. Conținutul ei în original, eu am anexat anterior și la comisie. Deci eu nu am negat niciodată faptul că am apartament din 2010, 14 iulie 2010, dacă nu mă greșesc. Procurați din venitul obținut de părinții mei ca urmare a muncii prestate psihotare Republicii Moldova. Vorba de mama. 2007 Italia și tata, luna februarie 2009, din luna februarie 2009 sunt în Italia. Și eu în cursul cererii am scris în felul următor, în scopul îmbunătățirii condițiilor de trai, nici de cum nu am scris că nu am apartament. În scopul îmbunătățirii condițiilor de trai. Pentru că vă spun exact cum s-a derulat și acest lucru poate fi verificat cu alți colegi. Dacă nu mă greșesc, acesta era a treilea program cu CSM-ul, dacă nu mă greșesc, dar cu siguranță cel puțin a doilea, prin care lucrătorii din serviciu, din sectorul sistemului judecătoresc, mă refer grefierii, asistenți judecători, au beneficiat de prețul redus. Acest lucru s-a întâmplat și cu militarii, și cu medicii, cu polițiștii, anterior am fost și polițiști. Inclusiv programul Prima Casă.
Când a fost, când am venit informația de la CSM, mă refer de anul, de primăvara anul 2017. A venit informația în felul următor. Că se, a să mai fie un proiect, pentru că atunci era unul în finalizare. Dacă mă găsesc apartamentele de la Buicani, nu de la Buicani, la Poșta Veche sunt și dacă mă găsesc la Botanica, Cristo Bode. Tot au fost două proiecte. Și mi s-a spus, cine anterior nu a beneficiat decât președintele stanței sau la îmbunătățire? Fapt ce m-a determinat și firesc să depun o cerere cu privire la îmbunătățire. Originalul, este, eu am prezentat copia scanată, dacă nu mă greșesc, pentru că inițial nu aveam pe urmă ulterior. Deci am găsit-o, deci cererea din iunie 2017 care am depus. Mulțumesc. Ok. Deci în conformitate cu condițiile de eligibilitate, vorbim de 12 decembrie 2017 pentru selecția unui candidat la acest program, ca un judecător să beneficieze de locuință la preț preferențial, nu ar trebui să dețină spațiu locativ în municipiul Chișinău. E corect? Eu cu decizia și cu hotărârea CSM-ului la care ne-ați face trimitere, eu am făcut cunoștință pe data 12 decembrie. Mi-au pus subsecretariat la dispoziție. Și aseară mi-a fost transmis încă o dată pe e-mail. Dar, din analiza hotărârii CSM-ului, vedem că acolo este un punct și alte circumstanțe relevante. Deci, alte circumstanțe relevante. Este așa o situație. O reglementare, dacă nu greșesc. Eu acum nu am să mă uit ca să citesc. Deci este din materiale care mi-au fost prezentate. Deci este sintagmă și alte circumstanțe relevante. Ok, ați spus comisiei că și o să citesc cum ați spus. Cu siguranță nu am prezentat date false, distorsionate și nici nu am ascuns nicio informație. E corect? Da. Conform cererii dumneavoastră, cred că e cea pe care tocmai ne-ați prezentat-o, nu ați informat grupul de lucru că la momentul solicitării locuinței la preț preferențial dețineați în proprietate la acel apartament 38,4 metri pătrați. Vă rugăm să explicați de ce ați spus comisiei că ați furnizat date corecte grupului de lucru. Eu comisiei nu mi-am spus niciodată că nu am apartament în cadrul CSM-ului. Eu citesc în scopul îmbunătățirii condițiilor de trai. Și să fie foarte clar, eu nu am spus, sunt scopul îmbunătățirii condițiilor de trai. Ok, și pe același subiect, haideți așa o întrebare. Deci considerați etic să omiteți în cerere solicitarea locuinței la preț preferențial pentru a îmbunătăți condițiile de trai faptul că dețineți deja un apartament? Și reiterez încă o dată. Nu am ascuns nimic nici față de comisia privilegiată, nici față de comisia, nici în conținutul cererii care am adresat-o CSM-ul în 2017. Și consider etic că în contextul în care apartamentul din 2010 era provenit din sursa și munca exclusivă a părinților psihotari, fiind student, neavând nicio posibilitate să pune sumă bănești, student la DZ, cererea respectivă pe care am depus-o eu în scopul îmbunătățirii condițiilor de trai, o consider conform eticii profesionale, în contextul în care, ca și persoană, care aveam tendința în 2017 să-mi creez la un moment dat o familie, și ce am creat în prezent este, corespund criteriilor etice și în situația mea ar fi procedat orice persoană, pentru că și din analiza informației care mi-a prezentat-o comisia la 12 decembrie,
comisia CSM-ul creată în cadrul CSM-ului putea aprecia și alte criterii. Este un fapt cunoscut pentru tot sistemul judecătoresc și pentru colegi, și nu doar pentru sistemul judecătoresc, și pentru colegi de la Academia de Poliție nu au activat. Și chestiunea asta niciodată n-am ascuns. Că părinții mei explicați psihotare. Și apartamentul în 2010 rezultă total din munca pe care eu i-am depus. De ce nu au cumpărat, de ce nu s-au scris apartamentul în 2010 pe dânsi? Vă explic. La momentul respectiv nu aveau actele în ordine în Italia. Și o să vedeți că eu am venit pentru prima dată acasă, în țară, în luna decembrie 2010. Iar în iulie, când a fost procurat apartamentul, eu eram în proces de finalizare a Academiei de Poliție. Am terminat a doilea în promoție. Urma să rămân să lucrez în Chișinău. Ca și rezultata performanțelor mele la Academia de Poliție. Și lucrul acesta, absolut toată lumea, niciodată n-am ascuns de chestiunea asta. Și prin prisma aceasta, deci îmbunătățirea condițiilor de trai, asta și fost, pentru că ulterior, ceea ce spun eu rezultă, din acțiunea mea de a vinde apartamentul cu odaie și de a-l investi în apartament la preț preferențial. Mulțumesc! Domnul Chiurtoac, vreau doar să fac câteva precizări, dacă se poate. Ca să înțeleg foarte corect, atunci când ați vândut apartamentul care, conform spuselor dumneavoastră, era un bun al familiei, banii pe care i-ați obținut din vânzarea acelui apartament, i-ați împărțit cu toată familia? So, if you look chronologically, observați că părinții erau acasă și eu lor le-am spus, uitați, beneficiez de această posibilitate. Eu nu am banii respectiv strânși deoparte, că trebuia inițial să achităm, dacă nu mă greșesc, ori 60 sau 70% din bani pentru procurarea apartamentului, care la preț preferențial, asta eu vorbesc din luna august, pentru că dumneavoastră o să vedeți că transferurile le-am făcut în luna august 2021, de 322.000 de lei. Și părinții o sunt felul următor. Ion, ei deja erau fizic acasă în țară. Uite, ținând cont de fapt că apartamentul ce ales cu odaie și tu ai posibilitatea să mărești, îl vinzi și îți achiți pentru apartament la preț preferențial. Așa a fost. Deci dacă concludim de fapt, apartamentul ăsta a fost a dumneavoastră, nu chiar un bun al familiei, nu? Uitați, eu n-am sau v-au donat banii ăștia, părinții? Deci părinții mei nu au făcut un act de donații. Ei nu au făcut un act de donații. Dacă acum mă întrebați, ei nu au făcut un act de donații. Eu v-am explicat, eu am spus când... Deci fiți atenți ce am spus eu mai sus. Deci după 2010, cineva m-a întrebat dacă eu nu m-am folosit doar eu exclusiv de apartament. Da, el juridic, încă o dată repet, acolo am trăit până pe 14, până în august anul trecut. Acolo am trăit, acolo am învățat. Dar de apartament, cum juridic, eu am spus ce el a fost scris pe mine juridic în 2010, că părinții realmente nu au avut posibilitate juridică de a veni în țară. Da, nu contestăm acest lucru. Vreau doar să înțeleg linia dumneavoastră de argumentare, că eu acolo sunt pierdută. Nu înțeleg. Dumneavoastră ați răspuns și în răspunsuri scrise și astăzi de câteva ori ați accentuat că acel bun era un bun al familiei și al dumneavoastră. Și eu asta vreau să înțeleg. Nu m-am folosit doar eu de dânsul. Deci, fiți atenți, ce înseamnă problemă? Deci folosirea, faptul că vinea un ospeție la dumneavoastră, corect? Nu pot să spun că vinea un ospeție. Vine, vă spun sincer, frate, de exemplu, când vine la... Ok, haideți să trecem de aspectul ăsta, am înțeles. Următorul lucru, CSM-ul într-adevăr a avut diferite programe pentru acordarea spațiului la preț preferențial. Eu vreau doar să înțeleg noastră în calitate de judecător. În cazul când depuneați-o, ați depus cererea, nu ați întrebat care sunt condițiile programului? Eu am spus, referitor la discuțiile programului, au fost adunare în clubul judecătoriei, că există așa posibilitate. Eu personal, condițiile expresie, cum de exemplu această hotărâre care a fost prezentată luni, ziua de luni, 12 decembrie, eu nu am primit. Și eu atunci am scris când vi s-a acordat dumneavoastră, am înțeles că am înțeles. Atunci când dumneavoastră vi s-a acordat spațiul ăsta, care a fost modalitatea în care ați fost informat că totuși cererea, cererea dumneavoastră privire la îmbunătățirea condițiilor de trai care ați depus în 2007 și a fost acceptată.
și telefonic. Telefonic? Da. Doi. Pentru că eu, singura mea acțiune pe care am făcut-o, ce se mie un raport cu acest bun procurat la preț pe referințele, este doar cererea depusă în iunie 2017. Eu vreau, și al doilea moment, ce am vrut să precizez, nu i-a spus că în decurs de 5 sau 10 zile, iată acum, ori 5 sau 10 zile, pot să mă greșesc, vă apropiați la companie, pentru că acolo sunt 184 de persoane, nu sunt doar eu. Am înțeles. Exact, vă apropiați exact și ați dat 60% am înțeles. Din... Eu vreau să vă întreb, că dumneavoastră sunteți candidat a membru CSM, da? Exact. Respectiv, membrii CSM part un pic mai mare responsabilitate, să zicem, decât un cetățean ordinar, nici care ar beneficia de un astfel de program. Da? Cetățenii ordinari nu beneficiază de acest program, ca să fie clar pentru toți care ne ascultă. Programul Prima Casă beneficiază toți. Exact. Asta este alt lucru, care pot beneficia și judecătorii de Prima Casă, nu doar cetățenii ordinari. Corect? Ce da. Cunosc, da. Asta este lucru separat. Întrebarea mea este următoarea. În cadrul programelor pentru preț preferențial, asta este un beneficiu acordat lucrătorilor din sistemul judecătoresc. Cunoașteți cazuri când în exact acest program, împreună cu dumneavoastră, au beneficiat și alte persoane care aveau deja spațiu locativ? Sau dumneavoastră n-aveți idei care au fost ceilalți care au... Nu pot să răspund la această întrebare. Nu poți. Nu puteți. Și ultima întrebare. Vi se pare corect din perspectiva, iată, dacă dumneavoastră ați fi membru a CSM și ați administra un astfel de program. Și în program scrie foarte clar că este destinat, condițiile de eligibilitate sunt următoarele. Primul, nu dispui de spațiu și lucrează în calitate de judecător în municipiul Chișinău. Dumneavoastră ați acorda spațiu locativ unei persoane care, de fapt, are alt spațiu locativ. Eu nu pun la îndoială faptul cu dumneavoastră, desigur, cu fiind 38 de metri, vrând să creați familie. Asta este separat. Vă întreb strict referitor la regula asta care a fost în program. Mersi. I-am înțeles întrebarea dumneavoastră și am să răspund. Deci, dacă aș fi membru a CSM-ului și în contextul în care este punctul alte criterii relevante, iată, după ce primul punct este judecător. Dacă sunt, eram judecător la data depunerii cererii. Doi, nu are casă de locuit. Luam din sistemul judecătoresc câți nu au casă. Și întrebarea mea, în momentul, dacă acest program prevede 184 de apartamente și atunci în ordine descrescătoare aș fi luat. Și dacă la un moment dat acest program, dacă era de 180 de apartamente, 184, exact nu știu, da? După acest criteriu, deci atunci ca și CSM-ul, deci eu pus alte criterii relevante. Pentru că, de fapt, eu am spus mai sus, că în sistem tot știu că apartamentul care eu, și nu doar din sistem judecătoresc, vă spun, cunosc Academia de Poliție, puteți pe oricine sunați, că cunosc starea mea care există și faptul părinți psihotari. Și în cazul când bunul acela imobil care eu îl dețineam era rezultatul muncii părinților mei, eu aș accepta. Și ultima întrebare. Dumneavoastră vedeți vreo problemă în modul de administrare astfel de programe atunci când înțeleg dumneavoastră ați obținut, dar n-ați fost deloc informat în baza la ce, n-ați primit niciun document înscris care să vă explice în baza cărui punct totuși alte relevante sau în punctul în baza lipsei spațiului. Pentru claritate, nu ar fi normal așa să se procedeze cu astfel de programe? Eu am spus mai sus. Pe noi... Când eram la judecătorie Chișinău Sediu Centru, că atunci era judecătorie Chișinău Sediu Centru, ne-au spus în felul următor, că este un nou program și cei care anterior nu au beneficiat sau doresc să îmbunătățească condițiile, să depună o cerere la CSM și să decid în cadrul comisiei. Eu, această informație, pentru că având această informație, mie această informație mi s-a comunicat, eu am spus. Altceva este faptul că dacă acum nimeni nu m-a spus să însemnez, dacă nu asta a doua parte a întrebării se referă la faptul că cum ați proceda, eu probabil aș face un proces verbal. Aș face un proces verbal și aș spune, uitați-vă, din trei câte criterii dumneavoastră întruniți, cel puțin la momentul depunerii cererii, de către mine, de către subsemnat, eu întruneam două criterii, din bunătățiri și că eram judecător. So I have a question.
Ok, mai am o întrebare. Unde trăiți acum, având în vedere că ați vândut apartamentul mic de 38 de mii și acesta încă este în construcție? Mi-ați întrebare? Întrebarea asta la fel o așteptam. Deci, uitați, eu am spus în toate cele 4 runde de întrebări, eu am spus că pe conturi de ce părinții îmi transmiteau anumite sume de bani și că, de fapt, eu acționam cu mijloacele financiare respective, independent de necesitățile familiei. Iată, deja după 2010, v-am spus în luna decembrie, mama având documente legale și putând vine liber și pleca liber în Italia, până în 2015, o să vedeți, 2014-2015, s-a adunat o anumită sumă de bani pe cont. Și o să vedeți că eu extrag suma respectivă de cont în august 2015 și pe 1-2 septembrie 2015 să procur apartament, care deja mama l-a înscris pe numele său. Pentru că sursele, proveniența banilor erau a muncii prestate către mamă, care el să văd, deci atrag atenția, banii respectivi nu au venit în colete, banii respectivi nu au venit până la 10.000, cum este legal permis în Republica Moldova, dar au fost extrași de pe cont și la 2-3 zile au fost făcute tranzacții de procurare a unui bun imobil de 67 de metri pătrați, am menționat acest lucru, la care la moment mama mi-a permis să trăiesc în el și l-am declarat cu dreptul de abitație, pentru că trăiesc în el. Ok, altceva ce poate ați dorit să adăugați la, sau să clarificați la acest aspect sau putem trece la următorul? Îți precizez doar 2-3 momente. Obținerea apartamentului la preț preferențial, încă o dată reiterez, a fost înaintarea cererii respective, a fost determinat de faptul că apartamentul la Poșta Veche, care a fost vândut în 2021, nu a reflectat munca mea. Și ca și persoană, ca și om, ca și la o anumită vârstă aveam de gând să-mi întemeiez o familie. Și a fost înaintat cererea respectivă și nu expres prin prisma îmbunătățirii condițiilor de trai. Care a fost modalitatea de fapt, ce s-o, acum s-a pus prin întrebările doamnei Nadejda. Eu, personal, moral, consider că am procedat corect în condiții. Faptul că ar fi trebuit, ar fi fost, din punctul meu de vedere, din perspectiva analizei zilei de astăzi, pentru că, știți, fiecare eveniment, atunci când noi îl analizăm, când are loc procesul, este o apreciere subiectivă, este așa numit termen de istoric al clipei. Post factum, istorice, autentici, deci fac o analiză. Dacă pot să fac cum acum să fac o analiză, să fie anticipat care vor fi întrebări, aș fi solicitat poate întocmirea unui proces verbal. Sau dacă eu aș fi fost mie în procesul meu, aș fi solicitat un proces verbal la ședinții cu membrii judecători care să-l prezint. Cert este faptul că acel apartament la Poșta Veche a fost vândut în scopul achitării prețului preferențial de care nu neg am beneficiat. Mulțumesc. Vom continua cu apartamentul de 38 de metri pătrați din Chișinău pe care l-ați cumpărat în 2010. Dumneavoastră nu ați declarat acest apartament în declarația către anii din 2012. În acel moment erați angajat la Ministerul Afacerilor Interne și erați obligat să completați declarația. În răspunsurile dumneavoastră către comisie, ați spus că angajații Ministerului Afacerilor Interne au devenit subiecte ai declarării începând cu anul 2012 și erau incertitudini în ceea ce privește interpretarea cerințelor legale. Voi începe întrebările acum. Vă rugăm să confirmați că nu ați declarat apartamentul de 38 de metri pătrați în declarația către anii pentru 2012. Da, eu am prezentat declarația. Dar nu ați declarat apartamentul în declarație. Am spus că nu am indicat în declarație pe 2012, ci apartamentul din 2010.
că am confirmat ce și dumneavoastră a spus. Sorry, I missed. Am fost cât mai suficient. În răspunsul dumneavoastră la întrebările scrise ale comisiei, ați explicat că la acel moment nu exista o practică uniformă în procesul de completare a declarațiilor de avere și interese. De asemenea, ați declarat că vi s-a spus să introduceți date referitoare la venituri și bunuri obținute în anul precedent declarării, nu și venituri și bunuri obținute înainte de anul de declarare. Corect? Ați spus comisiei că apartamentul respectiv a fost achiziționat în timpul în care dumneavoastră finalizați studiile universitare la licență, iar sursa banilor a fost remunerarea părinților dumneavoastră care activau în afara Republicii Moldova. Cum aceste fapte explică nedeclararea proprietății? I-am recunoscut în fața comisiei că a fost o omisiune a mea. Această omisiune eu am realizat-o acum în contextul pre-vetting-ului și am menționat faptul că, într-adevăr, pentru lucrul acesta se poate fi verificat. Pentru prima dată, colaboratorul Ministerului Afacerilor Interne au depus declarații pentru anul 2012. Și, realmente, din persoana care cunoștea, pentru că atunci, ca dumneavoastră înțelegeți, era o persoană responsabilă de completarea, nu era depunerea online cum are loc acum, da, cu semnătura electronică, dacă nu mă greșesc, în 2017. Era o persoană și solicitarea care a fost și discuții care erau veniturile obținute în anul 2012. Corespunzătorii am scris doar veniturile obținute că singurul din anul 2012. Asta a fost o omisiune, nu cunoșteam. Nu era o metodologie atunci, că era CNI, dacă nu mă greșesc, ca și autoritatea mai târziu sub noua denumire, 2017 sau 2018, după care să mă ghidez cum să completez declarația respectivă. Eu am recunoscut acest aspect că este o misiune mea. Lucru care în 2013 l-am declarat apartamentul, cunoscând deja, interesându-mă mai mult, acest aspect l-am menționat în declarație pentru anul 2013 cu anul procurării 2010. Eu acest lucru l-am spus și mențin ceea ce am spus mai sus. Doriți să mai adăugați ceva la acest subiect? Cred că m-am explicat, dacă nu știu, cineva dacă are întrebări. Okay. Next issue concerns... Următorul aspect se referă la nedeclararea conturilor bancare. Perioada 2012-2015. Problema la care mă voi referi este legată de nedeclararea conturilor bancare în declarațiile noastre anuale pentru anii 2012-2015. Mă voi referi la conturile dumneavoastră bancare, așa că contul numărul 1, deschis în 2010, contul bancar numărul 2, deschis în ianuarie 2011, ăsta e un cont în dolari, contul bancar numărul 3, deschis la 6 ianuarie 2011, cont în lei moldovenești, și contul bancar numărul 4, deschis în 2013, un cont în lei moldovenești. În materialele pe care vi le-am pus la dispoziție astăzi, este o listă care vă oferă detaliile ca să puteți să identificați mai ușor conturile. Ați găsit-o? Explic. Conform informațiilor de care dispune comisia, în perioada 2012-2015, dumneavoastră nu ați declarat următoarele conturi. Pentru anul 2012, trei conturi bancare, contul bancar numărul 1, 2 și 3. Pentru 2013, toate patru conturi bancare. Pentru anul 2014, două conturi bancare, numărul 1 și numărul 4. Iar pentru anul 2015, toate patru conturi bancare. Conturile de mai sus au fost active, erau fluxuri de intrare și de ieșire, după cum urmează. Contul numărul 1 a fost cont bancar activ, deschis la 12 octombrie 2020 și închis în data de 19 ianuarie 2022, în care ați primit transferuri de la părinții dumneavoastră, care lucrează în străinătate. În perioada 2010-2015 ați primit
ați primit acolo în jur de 107.000 euro. Contul numărul 2, deschis în ianuarie 2011 în cont în dolari. În 2012 aveați 2040 dolari. Iar în 2013 și 15 soldul era zero. Contul bancar numărul 3 a fost deschis în ianuarie 2011, cont în lei moldovenești. Soldul contului în perioada anilor 2012-2015 a fost între 10.000 și aproximativ 13.000 lei moldovenești. Contul bancar numărul 4 a fost deschis în 2013 și în acest cont dumneavoastră ați primit salarii în sumă de 227.000 și asta e perioada 2013-2015. Ca răspuns la o întrebare a comisiei referitor la motivul din care nu au fost declarate aceste conturi, ați spus că la momentul întocmirii declarațiilor de avere și interese personale nu erau fonduri în conturile bancare numărul 1, 2 și 3, respectiv nu era necesar de a le declara. Ați spus că conturile bancare numărul 2 și 3 sunt conturi de card și că nu le-ați utilizat niciodată. De asemenea, ați spus contul bancar numărul 4 a migrat de mai multe ori la diferite bănci și că nu știați că acest cont bancar încă exista. Ați spus comisiei că ați început să declarați sub contul cu solul zero începând cu 2016, de îndată ce v-ați familiarizat mai bine cu cerințele legale. De asemenea, ați menționat că mijloacele bănești din conturile deținute de dumneavoastră până ați devenit judecător proveneau exclusiv de la părinții dumneavoastră care lucrau peste hotare și niciodată nu ați fost proprietarul de facto al acestor mijloace. Mai mult că atât, erau toate acțiunile legate de aceste conturi erau coordonate cu părinții. Și acum aș vrea să vă adresez întrebări. Puteți confirma, vă rog, că ați deținut acele patru conturi bancare pe care le-am enumerat în perioada 2012-2015? Da. Conturile au fost deschise pe numele dumneavoastră și nu pe numele părinților dumneavoastră și nu erau conturi comune, corect? Da. Puteți confirma descrierea despre tipul de conturi și activitatea lor? Da. Let me read out. You will given the. O să aveți șansa să explicați dacă îmi dați voie să închei eu întrebările. Aș vrea să citesc prevederea legală. Articolul 4, alineatul 1 din legea 1264-2002, care era în vigoare până în 2016, cerea subiectelor declarării să declare către CNI toate activele financiare, conturile bancare, fondurile de investiții, forme echivalente de economisire și investire, plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale ale declarantului sau ale membrilor familiei lui, investiții directe în moneda națională sau în valută străină, făcute de el sau de membrii familiei lui, precum și alte active financiare, indiferent de valoarea acestora. Până în 2016, legea nu impunea declararea tuturor conturilor bancare, indiferent de valoare? Indiferent de valoare? Deci eu sunt cei ce dumneavoastră ați citit. Prevederile legii obligat declararea tuturor conturilor, indiferent de, spune, mijloacele financiare de papier. Dar eu vreau să fac următoarea precizare. La momentul declarațiilor, conform soldurilor, ele erau spre zero. Sau, deci în momentul depunerii declarației, din ce mi-aduc eu aminte, ele nu erau sume bănești pe ele. Și aici vreau să fac câteva precizări. De exemplu, contul numărul 1, care dumneavoastră l-ați indicat, el era cont de card. Nu era de depozit. Pentru că contul de depozit, deci suma care a venit cei mai mult din Italia, a venit 107.000 euro, da?
care au fost transferați parcursul anilor, începând cu 2008 până în 2015. Acești 107.000 euro, ei de fapt sunt tăiate la contul ăsta de depozit, ei de fapt cu 691 la urmă, care iată eu am prezentat chestiunea asta. Ăsta era un card care a fost eliberat în baza contului respectiv, dar eu niciodată, eu nu am făcut operațiuni cu el. Pentru că din ce mi-aduc eu aminte... Domnul Chirotoa, ca să nu intrăm în... Vă rog doar să explicați... Nona a citit prevederea legală și noi vrem să înțelegem. Din punct de vedere a prevederii legale, avea vreo importanță natura contului bancar, dacă era cont de credit sau de depozit sau de altceva? Doamna Nadejda, eu am spus că, deci indiferent, trebuia declarat și am dat, am încercat să-i explic. Deci trebuiau, ca să mergem la alte... Eu l-am spus. Deci noastră ați... că trebuiau de declarat. Deci, prin prisma analizei de astăzi, menționez, nu eram judecător atunci, eu recunosc că nu eram atât de familiarizat, dar astăzi stând și analizând, pentru că vreau să fac, vă rog frumos, dați-mi voi să fac următoarele remarcă. Pentru că dacă eu lucrurile le-am declarat și m-am interesat mult mai profund în momentul devenirii judecător. Doi, dacă dumneavoastră vă aduceți aminte la declarații 5 ani zile, la punctul 7 și 8, noi acolo mi s-a spus să indicăm bunuri care nu le-am indicat în ultimii 5 ani. Eu acolo n-am avut ce indica. Dacă aceasta era pe ultimii 10 ani sau indiferent când dumneavoastră depuneți, eu lucrurile acestea prin prisma zilei de astăzi, da, eu le spun, da, a trebuit să le indic. Indiferent că e cont salarial, că ar fi trebuit să le indic. Eu cu asta am spus și ce a spus doamna Nona, eu cu asta am spus, da, ar fi trebuit. Dar vreau să menționez, nu eram judecător și realmente chiar nu cunoșteam toate lucrurile, pentru că ele erau zero. Erau sold cont. Și am putut acum să dau deja o explicație, pentru că am dreptul să ofer și această explicație. Pentru că într-un final vreau lucrurile să cunoască, pentru că nu am ce să spun absolut nimic, sunt banii munciți de părinții mei psihotari în Italia. Nu sunt din activitate criminală, sunt munciți mama făcând curat. Nu, este foarte important. Pentru mine și pentru familia mea, pentru faptul că ca și remarcă, da, s-a indicat că mama a transmis psihotar 368.000 de euro în întrebări. Vă dați seama că mama, cum s-a simțit mama? Cer scuze. So, from your answers, I understand... Din răspunsurile dumneavoastră, eu înțeleg că recunoașteți că conform legii care era în vigoare până în 2016, dumneavoastră erați obligați să dezvăluiți aceste conturi bancare. Accept această declarație dumneavoastră. Început. Okay. Asta am spus când dumneavoastră mi-a spus. Ok. So, aveți ceva de adăugat sau de clarificat la acest aspect? De adăugat. Deci, cum am spus-o și în declarație când mi-au apărut întrebările, nu eram judecător și, într-adevăr, eu am recunoscut conform legii care exista până în 2016, prevedere legală, legea numărul 1264, dacă nu greșesc. Citind-o atent ulterior, deci, într-adevăr, eu am recunoscut chestiunea asta. Doi la mână. Faptul de ce eu nu mă... Fiți atenți, ca și persoană, faptul că eu niciodată nu m-am identificat cu aceste bunuri, vă spun, nu că, încă o dată repet, el mi-a aparținut mie juridic. Dar, de exemplu, în anul 2012, dacă nu i-a spus, vedeți, ele au fost extrageri. Și în moment de pune declarația era spre zero cont, chiar depozit. De exemplu, pentru anul 2014, declarația în 2014, pentru că se indică. Eu, de exemplu, am indicat contul depozit de 13.000 de lei. Iată, el este indicat în declarația. Vă uitați, vă rog, de declarație pentru anul 2014. Eu l-am declarat. De exemplu, depozitul 1 euro. Eu l-am declarat. Salariul, iată, ultim, pentru că îți dau explicați la aceste patru conturi. Iată, exemplu, la punctul 4, da? Numărul 4, da? Eu salariul îl declaram la ca venituri. Și iată, nu facem legătura asta, că trebuie să indic în declarații și contul cardului salarial. Dar în declarații, salariul el a fost. Eu asta vreau să fac precizările respective pentru comisie, pentru că eu înțeleg că sunt lucruri importante. Dacă aș fi avut posibilitatea, cum am explicat, de exemplu, ultimii 5 ani când a fost întrebarea, dacă nu mă greșesc întrebarea 7 sau 8 din declarații, că dacă anterior ați greșit sau ați omis anumite lucruri, cu siguranță le-aș fi declarat și acum eu vă recunosc. Din prisma analizei zilei de astăzi a cadrului, ca judecător trebuie să le declar. Deci când erau sume bănești, eu le declaram. Asta este explicația și o spun chestiunea respectiv comisiei. Și sursele financiare, să fac o paralelă, ce scuz, dacă, de exemplu, aceștia 2040 de euro,
dolari, îmi cer scuze, 2040 dolari. Vă spun sursa și la Lady, și au venit Lady, și vă spun sursa. Dacă dumneavoastră o să vedeți tata, eu am spus, mai sus, tatăl plecat în Italia în februarie 2009. Dar dacă o să verificați, în perioada 2008, parcursul anului 2008, tata 6 luni zile a fost la muncă în Moscova. El i-a lăsat acasă banii și s-a dus în 2009 în Italia. Când a venit în 2011 acasă, fiți atent, adică eu vreau să, pentru mine sunt importante și detaliile. Și eu cred că pentru comisie tot este important și pentru societate. El îi ține acasă. Și de acasă rămâne de la Bălănești, deci el rămâne fără, și până ziua de azi, deci numai cât perioada, anul acesta au stat 8 refugiați, 6 luni zile, anul acesta au stat 8 refugiați la noi acasă. Deci ca dumneavoastră să înțelegeți, îi ține acasă. Și îi spun, și discută în familie, că păi, dar să nu îți cineva să-i găsați să-i furi, da? Și eu pus, ca ăștia 2040 de dolari, ei sunt, de fapt, reflectă munca lui tata făcută în Moscova. O să vedeți. Deci lucrul acesta se poate verifica pentru, după plecările și cu muncit 6 luni zile. Suma aceasta de 13.000 de lei, vă spun de unde sunt. Aici sunt, nu, eu este important, nu, asta, este important pentru mine, este important pentru mine și consider că este important sursele financiare. Au fost vândute animale. Noi când eu eram mic acasă, noi aveam foarte multe animale. Și o parte dintre ele au rămas. Eu le-am avut grijă dânsul până în 2012-2013. Și atât el când au fost vândute, părinții în memoria lor și până în ziua de azi. Deci ei se gândesc la un moment dat ca să întoarcă acasă și fac gospodăria cum era anterior, cu animale și mai departe. Dar casa, vă dați seama, numai anul acesta s-a trăit în trânsa, așa sunt înțele o persoană care refugiați. Și spun eu așa în felul următor, că dacă ceva bani ăștia, tot animale să le cumpărăm. Adică ceva, asta era în memoria părinților și în discuția lor, e o chestiune de ordin moral. Iată, ca să mă înțelegeți. Eu asta am vrut să spun la aspectele astea. Pentru mine și pentru, vă spun de ce, pentru că, de ce spun, fac aceste precizări? Pentru că toți membrii familiei mele, părinții, fratele, cumnată, deci toți și-au manifestat disponibilitatea de a fi audiat public și de a le spune întrebările respective. Să vedeți lucruri, să vedeți și părinții și familia mea, pentru că nu am nimic să ascund. Mulțumesc! Voi trece la ultimul subiect înainte ca să trecem la sesiune închisă și acesta se referă la un dosar penal pe marginea căruia s-a luat o decizie în 2 aprilie 2018, un complet de judecători care consta din Sergiu Ciobanu, președintele completului, Victor Sandu, și dumneavoastră ați pronunțat sentințe în dosarul penal privind tentativa de omor a liderului Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc. Completul a condamnat 6 persoane la pedepse de la 3 la 20 de ani în închisoare. La 18 decembrie 2018, Curtea de Apel Chișinău a anulat parțial decizia dumneavoastră și a aplicat pedepse mai stricte pentru cei 6 inculpați. La 24-2020, Curtea Supremă de Justiție a admis recursul depus de avocații inculpaților, a casat decizia Curții de Apel din 18 decembrie 2018 și a dispus rejudecarea cauzei de către aceeași instanță de apel în fața unui alt complet de judecători. La 11 noiembrie 2021, Curtea de Apel Chișinău, în cadrul unei proceduri de rejudecare, a respins recursul procurorilor, a admis recursurile avocaților inculpaților și a achitat pe toți cei 6 inculpați pentru tentativa de omor. În octombrie 2019, o sursă publică mass media a publicat un raport despre urmărirea penală declanșată împotriva fostului președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, pentru presupusa imixtiune în activitatea de înfăptuire a justiției. Potrivit acestei surse publice, în timpul unei percheziții în biroul președintelui CSG au fost ridicate documente care includeau o listă cu mai multe cauze care au ajuns la Curtea Supremă, numele judecătorilor desemnați, cu înscrisuri care aparent descriau rezultatele sugerate pe acele cauze. Postul TV a publicat acea listă. La punctul 7 acestui document este descris cazul sus menționat ca fiind foarte important. Mai mult decât atât, există o mențiune care spune următoarele, eu citesc.
Se solicită urgentarea examinării. Final citat. Documentul oferă istoricul procesual al cauzei și conține informații despre completurile de judecată, inclusiv numele dumneavoastră. Face trimitere la decizia dumneavoastră din 2 aprilie 2018 de pronunțarea sentințelor și decizia cursei de apel din 18 decembrie 2018 și arată că inculpații și reprezentanții lor legali au depus recurs. Documentul se încheie cu următoarea frază. Citez. Scopul. Declararea inadmisibilității cererilor de recurs înaintate de inculpați sau reprezentanții lor cu menținerea deciziei Curții de Apel Chișinău din 18 decembrie 2018, final citat. Și acum vreau să vă adresez niște întrebări. Vă rugăm să confirmați că ați fost membru al completului de judecători care a pronunțat sentințele în dosarul penal privind tentativa de omor a liderului Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc. Da, confirm. Vă rugăm să confirmați că completul din care ați făcut parte a condamnat 6 persoane la pedepse de la 3 la 20 de ani de închisoare. Da, dar țin să fac următoarea remarcă, dacă se poate. Dați-mi voie să vă adresez întrebările și pe urmă o să aveți posibilitatea să răspundeți. Ever contacted by former sub I'm sorry translator I hear you Ați fost vreodată contactat de ex-președintele Curții Supreme Ion Druță sau de altcineva care a acționat în numele lui cu privire la acest dosar? Declar cu toată responsabilitatea și pe subiectul dat sunt gata și trec și testul poligraf. Nu am primit nicio indicație de ordin politic sau de orice altă indicație și nu am admis în activitatea mea de judecător nici nimic stiune, inclusiv pe acest dosar. Eu explicațiile de respective le-am dat la un post de televiziune, link-ul căruia mi-a fost expediat marți seara de către comisie. Mi-e pare rău că postul de televiziune respectiv, pentru că informația care dumneavoastră în primul rând ați relatat-o, ea nu corespunde întru totul adevărului, sunt unele remarci. Nu a prezentat întregul interviu cu mine, care a fost aproximativ de 40 de minute. Dar au luat așa bucăți din interviu. Dar eu în interviu respectiv am spus totul. Pentru că apropo, în privitting au fost mai multe persoane care pe dosarul și au examinat dosarul respectiv. Dar toată această perioadă, începând cu 2019-2018, permanent, eu am dat de mai multe ori explicații pe dosarul respectiv. La întrebările jurnaliștilor niciodată nu m-am ferit să nu răspund la aceste chestiuni. În limita prevăzută de codul de etică și deontologie a judecătorului, și în limita prevederilor codului procedurii penale a Republicii Moldova, ce îți permite comunicarea și în contextul în care, pe cauza respectivă, nu este încă o decizie irevocabilă, deci ea încă se află pe rolul instanțelor de judecată. Deci eu reiterez, cauza penală la care dumneavoastră faceți referință, la momentul de față, se află pe rolul Curții Supreme de Justiție. Următoarele precizări. Nu este vorba de tentativă, este vorba de pregătire. Să fie foarte clar. 2. Sentința completului nostru de judecată a fost casată. Acolo se impuneau, se referea la 3 componențe de infracțiuni. Organizarea migrației ilegale, purtarea, păstrarea armelor ilegale de foc, 290 cod penal. Și a treia componență era pregătirea. Cu toată responsabilitatea, declar că nu am admis în activitatea mea de judecător nicio imixtiune din partea niciunei persoane, nu doar pe acest dosar.
Cât ar fi de corect ca eu acum să spun soluția primei instanțe, dacă dumneavoastră să o vedeți, din 2 aprilie, 3 persoane au fost achitate pregătirea de omor. Dar, de exemplu, organizarea migrației ilegale și purtarea păstrarea armelor de foc. Dacă o citiți sentința, inculpații recunosc. Pe aceeași cauză penală a fost dejuns în fața judecării, în fața instanței judecată o cauză penală în privința unui inculpat, care și până în prezent este recunoscut vinovat pe pregătirea de omor. De judecători care tot trec prevetingul. Și până ziua de astăzi este, sau au trecut deja prevetingul. 2. Curtea de apel a casat sentința instanței de fond, integral, și a recunoscut pe toți vinovați de pregătire. Eu nu pot să intru, eu doar dau aceste detalii cronologice. Eu nu dau apreciere, pentru că eu m-am expus prin hotărâre motivată. Ulterior a fost la Curtea Supremă de Justiție. La Curtea Supremă de Justiție a fost trimis la rejudecare, iar instanța de apel în noiembrie sau în decembrie 2021 nu i-a achitat pe toți inculpați, cum ați citit, dar au fost recunoscuți vinovați pe organizarea migrației ilegale. Eu aceste lucruri pot foarte ușor fi verificate, verificând portalul instanțului judecat chiar la moment. Iar în prezent, cauza respectivă este depus recurs la Curtea Supremă de Justiție și este pe rolul Curții Supreme de Justiție, deci instanțelor naționale. Ținând cont de faptul că doar eu am fost întrebat ca judecător pe această cauză, nu doar de către comisii, eu am fost întrebat și de către reprezentanții mass media. Dumneavoastră, eu v-am spus cel puțin 2 colegi care sunt în pre-vetting, au avut de cu această cauză penală, au intrat în raport cu această cauză penală. Deci, presa față de nimeni nu s-a... Eu am dat explicații prin prisma codului deontologic. 2. Cât este de corect acum să analizăm, când încă nu este o soluție definitivă și irrevocabilă? Eu, codul de etică deontologie, mie nu-mi permite acest lucru ca și judecător. Pentru că la moment sunt încă judecător și mie nu-mi permite acest lucru. Dar, menționez, și eu sper că comisia... Poate ați luat legătură sau poate avocații care au fost pe piața respectivă, poate inculpații și poate au furnizat informații despre mine, despre activitatea judecătorilor. Eu plângeri personal pe activitatea mea, pe dosarul respectiv am avut doar 2 plângeri în activitatea mea și au fost declarate inadmisibile, deci eu nu am avut. Pentru că eu întotdeauna, niciodată n-am fost orgolios și întotdeauna am judecat moral, inclusiv în piața respectivă. Personal, reiterez, revin la întrebare. Eu am făcut aceste precizări pentru că informații care noi astăzi, de ce nu corespund întru totul datelor exacte? V-ați referit, în primul rând, la o hotărâre care se află pe rolul instanțelor de judecată. Și eu am dat aceste detalii pentru că sunt date incorrecte, care au fost date în reportajul respectiv. Ce sunt de calificare, ce sunt soluțiile instanțelor de judecată. Dar, precizez, dacă întrebarea este directă și din ce dumneavoastră ați citit, eu nu cunosc și nu pot să anticipez cine a scris și ce a scris și cât este de veridică și dacă este o cauză penală pe cele ce dumneavoastră a spus că documentul se încheie cu declararea inadmisibilității. În primul rând se referă la completul curții de apel. De ce și dumneavoastră ați citit și din linkul care mie mi s-a spus nu se face referire la persoana mea. Eu nu pot să mă expun asupra unor circunstanțe pe care le-au avut alte persoane, le-au examinat alte persoane și care nu mă vizează pe mine. Dacă mă întrebați mine personal, și eu reiterez încă o dată, eu personal, nu doar pe acest dosar, dar pe toate dosarele nu am admis imixtiuni. Și am fost poate unicul judecător care anumite influențe necorespunzătoare le-am scris în registru. Dar din păcate CSM-ul, dar nu pe el la dosarul ăsta, dar din păcate Consiliul Superior Magistraturii nu a luat nicio atitudine. Și mi-am declarat și abținere pe un dosar. Asta reflectă activitatea mea. Și în contextul în care mi-ați dat această întrebare, eu v-am explicat dumneavoastră că nu am primit și din reportaj, spun expres, și nu am admis indicații din nicio natură. Ok, deci aș vrea să specific
că noi, îngrijorarea noastră este legată de acea tentativă de asasin. Și deci, în acest sens, pe cazul respectiv penal, aș vrea doar să vă adresez niște întrebări generale. Parțial ați răspuns, dar totuși vreau să revin. Dumneavoastră ați fost vreodată contactat de ex-președintele Curții Supreme de Justiție sau de altcineva care a acționat în numele sau cu privire la acest dosar? Okay. Fostul președinte a Curții Supreme de Justiție l-am văzut pentru prima dată pe viu la o adunare la judecătorie Chișinău, se zice. Și mai mult nimic. Dacă nu mă greșesc, în anul 2017, începutul anului, nu era o adunare. Chestiunea asta poate să o confirme și colegii. Atunci eram la Sedicentru, eram în jurul 38 de judecători. Cu siguranță sunt care își aduc aminte. Ok, vă mulțumesc. Având în vedere decizia din 11 noiembrie a Curții de Apel, prin care au fost achitate persoane, cum considerați, referitor la decizia, decizul dumneavoastră în cazul respectiv și credeți că a fost luată în conformitate cu legea? Eu am citit decizia la care dumneavoastră faceți trimitere. În primul rând, nu a fost o achitare totală, deci au fost persoane recunoscute vinovite pe articolul 362, organizarea migrației ilegale. Iar din motivarea Curții de Apel, relev faptul că, asta am spus-o și în interviu, că martorul, în privința căreia cauza s-a examinat într-o procedură simplificată și a schimbat declarația la Curtea de Apel. Ceea ce eu, în instanța de fond, când am examinat, am fost partea completă. Eu nu am putut să anticipez. Mai mult ca atât, comisia rogatorie, care a venit din Ucraina, la fel, a fost revizuită, nu cauza, pentru că a fost acolo și o sentință în Ucraina, pentru că era comisia rogatorie. Eu, încă o dată, reiterez, eu am examinat în strict conformitate cu prevederile Codului Procedurii Penale și a probelor administrate în fața mea ca instanță. Okay. Și eu nu pot și niciun judecător nu poate să anticipeze că martorul, care este condamnat, apropo, pentru sentință definitivă și irrevocabilă, pregătirea asta, aș schimbi declarațiile. Eu personal, la faza respectivă, am examinat exclusiv prin prisma probelor. Faptul că mai ulterior ce s-a întâmplat la Curtea de Apel, eu nu cred că pot să dau apreciere chestiunilor respective. Există codul procedurii penale, există instituția schimbărilor declarațiilor ce se întâmplă. Eu nu pot. Dar încă o dată reiterez, nu știu cât este de corect să fac asta public acum. Pentru că, în primul rând, nu a fost achitare totală, pentru că a fost o recunoaștere parțială pe anumite componențe de infracțiuni. Și la moment cauza se află la Curtea Supremă de Justiție în ordine de justiție. Ok, și ultima întrebare, la care dumneavoastră parțial ați răspuns, dar totuși o să vă adresăm. Deci, potrivit legii integrității, numărul 82 din 2008, codul de etică și de conduită profesională al judecătorilor, adoptată de Adunarea Generală a Judecătorilor din 2015, judecătorul este obligat să depună un denunț scris în termen de 3 zile lucrătoare la persoana responsabilă în cazul entității publice desemnată de conducător despre existența influenței necorespunzătoare. A existat vreo influență necorespunzătoare în activitatea dumneavoastră din partea vreunuia dintre colegi? Eu am spus această întrebare în 2017, în prima jumătate a anului, eu am făcut în registru de la judecătorie Chișinău sediu Buicani, când era sediu la Ștefan cel Mare. Soarta, până în prezent, eu nu am fost înștiințat.
Scuziți, dumneavoastră, vă referiți la alt dosar, așa? Da, la alt dosar. Asta, păi, dumneavoastră mi-a întrebat în activitatea mea. Da, eu asta da. Am răspuns. Alt dosar. Da, alt dosar. Puteți repetați când, că nu s-a auzit bine. 2017. 2017. De fapt, una din părți a intrat la mine în birou, era dimineața ora 7, o chestiune este nespus. Mi-a menționat. Ok, dar în relație cu acest caz, nu, da? Deci eu răspund cu toată responsabilitatea, că față de mine, personal, nimeni pe acest dosar și nici alt dosar nu a încercat să facă careva imixtiune în activitatea mea judecător. Am avut un caz în 2017, când o parte pe dosar, era vorba de parte vătămată, care era și procuror, exercita la momentul respectiv funcția de procuror, cauză penală, era parte vătămată. A încercat dimineața, deci înainte de serviciu, de ora 8, se intră la mine în birou, a intrat într-o careva alegații, eu m-am dus și le-am depus în registru acea chestiune. Mi-am luat abținere de la cauza penală respectivă și la moment procuror respectiv nici nu mai lucrează în calitate de procuror. Nu știu legătura, dacă există o legătură cauzală. Mulțumesc! Clarificăm situația. Noi vorbim acum de dosarul ăsta penal în partea ce ține de tentativa de omor a liderului Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. În privința asta, dumneavoastră spuneți că ați pronunțat sentință de condamnare, că martorul, în baza depozițiilor unui martor și martorul ulterior s-a schimbat depozițiile și de atât a fost achitat. Dar ce e sentința de condamnare pentru până la 20 de ani se emite doar doar bazându-se ca probă doar depozițiile unui martor și atât? Eu n-am spus așa. Deci am spus în felul următor. Eu, soluția primei instanțe care am luat-o în complet, eu am luat-o în baza probelor administrate în fața instanței de judecată. Și în fața instanței de judecată, prin prisma probelor care au fost prezentate și cercetate în ședință de judecată, trei persoane au fost achitate pe pregătirea de omor. Asta a fost soluția instanței de judecată care poate fi acum... Cum explicați că au fost achitați persoanele date? Eu nu pot spun care au fost raționamentele, pentru că fiți atent, odată Curtea de Apel a casat sentința și a condamnat pe toți pregătirii. Pentru a fost trimis la judecare și au fost recunoscuți vinovați pe organizarea migrației ilegale. Eu nu cunosc, eu nu pot să mă expun să apreciez bine, soluțiile. Bine, altă întrebare. Apel. Cum explicați că în lista depistată la președinte, fostul președinte a Curții Supreme de Justiție, Ondruță, în lista ce e depistată la dânsul birou, este acest dosar și unde figurează numele dumneavoastră ca dosar foarte important, ținut la control de cineva, cu indicații ce trebuie să fie de făcut pe acest dosar. Cum explicați asta? Eu explic încă o dată. Eu nu pot să cunosc ce s-a aflat la domnul Druță în birou sau în carnet. Eu vă explic asupra mea cât am examinat dosarul respectiv. Nu s-au făcut careva alegații la dosarul respectiv. Eu am examinat prin prisma probelor prezentate în ședință de judecată. De ce chestiunea respectivă? Eu nu pot spun. Eu știu un singur lucru. Sentința a primei instanță a fost casată de două ori de Curtea de Apel. Asta e rezultatul. Și acum se află la Curtea Supremă de Justiție. Asta e altă întrebare. Acum ce se află la Curtea Supremă? Probabil pe alte capete de acuzații. Noi vorbim concret de cazul ăsta privind tentativa de omoră a persoanei date. Recursul este și pe pregătirea aceasta de omoră. Bine. Ok, dacă poate aveți ceva de adăugat sau să clarificați la acest aspect, dacă nu, eu am încheiat cu întrebările, domnule președinte. Ok, poate colegii au întrebări. Dacă nu, atunci eu sugerez să închidem, să trecem la sesiunea închisă. Poate candidatul vrea să aibă un comentariu final referitor la asta. Da, ar fi util, domnule Chirtoacă, să la sfârșitul audierilor să oferim oportunitatea candidatului să facă un comentariu de final.
Și noi o să finalizăm acum și dacă ați dori în public să faceți încă vreo declarație, acum aveți totalul drept să utilizați această oportunitate. Și noi, în această sesiune deschisă, vă oferim această oportunitate, după care trecem în cea închisă. Doriți să faceți această declarație acum sau mai târziu? Decideți dumneavoastră. Să fac acum. Foarte, am să menționez câteva lucruri în luarea de cuvânt aceasta. Eu vreau să menționez un singur lucru. Eu personal am simțul datoriei față de țara asta îndeplinit întru totul. Fie că am acționat în calitate de judecător, fie că am fost profesor, fie că am făcut activitate de cercetare științifică. În toate cei trei postaze în care m-am aflat, de 12 ani în serviciu public, mi-am îndeplinit atribuțiile cu bunul simț și cu moralitate și cu respect față de oamenii care i-am avut. Situația prevetingului și situația în care acum ne aflăm este o situație care oricine s-ar expune acum va fi o chestiune subiectivă. Post factum, lucrurile istoric, după anumit perioadă de timp, lucrurile se vor mai așeza. Însă, eu vreau să menționez că am fost, poate, nefiind lipsit de modestie, cum spun, unul din cei mai activi judecători care am susținut această lege pre-vetting și în plenul Parlamentului Republicii Moldova, de pe data de 28 ianuarie 2021, doar eu și alături de un coleg am fost la îmbunătățirea acestei legi și am spus în felul următor că statul acesta, sistemul judecătoresc, pentru că nu am activitate foarte mare timp, a fost și demonizat și probleme, și am recunoscut problemele cu glas tare, făcut public. Nu știu dacă comisiile au primit aceste informații, am zeci de emisiuni. Pentru că speranța mea ca și cetățean este de a trăi într-un stat puternic, cu o securitate pentru cetățenii săi viabilă. Unii cetățeni îți dorea să întoarcă acasă. Ca urmare, nu am făcut doar studii în domeniul dreptului. Pentru a fi util și pentru a-mi aduce contribuția mea de cetățean, așa cum scrie în Constituție noțiunea de cetățenie. Deci eu am avut permanent, și eu am dat și în explicațiile anterioare, chestiunea de a, sau tendința de a mă autoperfecționa, făcând studii și în administrare publică, și în securitate națională, și în teologie, studii de doctorat. Pentru asta, pentru această realizare a mea, inclusiv și sport de performanță, pentru această realizare a mea, țin să le mulțumesc părinților mei, care au fost nevoiți să facă poate cel mai josnic lucru, psihotare, curat și așa mai departe, doar ca mie să-mi asigure un trai decent aici în Republica Moldova, ca să pot învăța. Ce țin în calitatea mea de profesor? Nu știu. Sunt sute și mii de, de elevi care au trecut, de studenți care au trecut prin mâna mea. Ați putea, nu știu, să întrebați cum m-am prezentat eu ca profesor și dacă am avut latura umană în mine sau am calitatea de a fi om. Ca și judecător, am fost și dur, aplicând legea. Am fost și uman și înțelegător. Într-un final, vreau să mulțumesc părinților pentru situația prin care au trecut, chiar la darea răspunsurilor, unei neclarități care erau asupra sumilor, de exemplu. Și în acest punct, considerent, ei și-au manifestat și interesul de a fi audiați, de a fi audiați. Cu siguranță, indiferent de acest rezultat, în privința mea sau celor care suntem implicați în acest preveting, eu sper că după perioada de timp, așa cum am spus în aprilie 2022, înainte de a comisie de la o emisiune radio, la Radio Europa Liberă, să fie acea linie roșie prin care peste ani am putea vorbi că lucrul acesta, acest proces nou pentru Republica Moldova de pre-vetting s-a meritat. 1. 2. Sunt conștient de faptul că orice reformă are și victime colaterale. Eu sper și am încredere în comisie că nu va admite să fie victime colaterale. Și de sarcina care ține de lucrul care dumneavoastră îl faceți,
va depinde foarte mult, inclusiv întărirea sistemului judecătoresc Republicii Moldova. Pentru colegi care încă așteaptă să fie audiați, care au fost deja audiați, care încă așteaptă soluțiile, care au fost. Un singur lucru vreau să transmit, nu va fi ușor pentru viitoarea componență a CSM-ului să readuc încrederea în sistemul judecătoresc, ca și societatea să fie mulțumită. Este foarte greu să mulțumești societatea astăzi, ca și activitate judecătorească. Sistemul judecătoresc, eu am spus-o de la început, una de marile probleme în sistemul judecătoresc a fost lipsa de comunicare. Deja, eu cel puțin astăzi, acum, în momentul de față, mă sunt mai liber. Și vă spun de ce. Vorbeam înaintea ședinței și cu doamna secretar. Cel mai lung timp este cel când stai în intersecție și nu știi. Săptămânal, zi de zi, verificam seara mesajele de la Comisia Previeti. Uneori veneau mai târziu, uneori veneau mai devreme. Și am avut această așteptare îndelungă. De rând cu mine au avut-o părinții. Pentru că părinții mei, mama a lucrat 27 de ani profesoară. Ei au plecat psihotare pentru a-mi asigura un trai decent. Și în întrebările care mi s-au pus comisii, marea majoritate acestor sunt până de fii judecător și în mare parte s-au referit la acele transferuri care s-au făcut de către psihotare. Eu mulțumesc tuturor celor care în perioada respectivă m-au sunat cu un cuvânt și atât am avut să spun. Dacă nu sunt careva alte întrebări, parte membrilor.